Doliu în lumea medicală românească. Medicul Alexandru Eugen Nicolau s-a stins din viață în urma unei boli rapide și nemiloase. Chirurg apreciat, Alexandru Eugen Nicolau s-a născut la Râmnicu Sărat în anul 1953 și a fost fiul medicilor Georgeta Nicolau și Hristu Nicolau, medici primari cu specialitatea obstetrică ginecologie, respectiv chirurgie generală, în cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. Alexandru Eugen Nicolau a fost doctor în științe medicale cu competențe în laparoscopie și managementul serviciilor de sănătate și își desfășura activitatea la Spitalul Clinic de Urgență București. Asociația Culturală Octavian Moșescu din Râmnicu Sărat și-a exprimat durerea profundă față de pierderea unuia dintre membrii fondatori. Apropiații vorbesc despre medicul Nicolau ca despre un om medic valoros și prieten adevărat, care a iubit viața și profesia pe care a practicat-o cu devotament și implicare. Renumitul chirurg era legat de orașul natal și participa la orice eveniment care se desfășura în Râmnicu Sărat. Ultima dată când a fost prezent în urbea natală a fost în luna iunie acestui an, la evenimentul dedicat dezvelirii bustului lui Octavian Moșescu. Ce pot să vă spun cu o tristețe imensă în suflet, că mi-am mai pierdut un prieten foarte, foarte drag. Din copilărie suntem prieteni, am ținut tot timpul legătura, l-am atras către toate activitățile care le-am inițiat în Râmnicu Sărat, venit cu un drag pe care l-a și demonstrat. Cred că era mai legat de Râmnicu Sărat, mai mult decât alții care locuiesc în Râmnicu Sărat. Pentru el orașul natal însemna totul, oamenii, străzile, absolut tot și evident mormântul părinților. L-am pierdut, e acolo, poate ne sprijină de acolo, nu știu ce să vă spun, ultima dată a fost pe data de 20 iunie când am dezvelit bustul lui Octavian Moșescu, foarte legat de Casa Moșescu, foarte legat de Sandu Măciucă, foarte legat de doctorul Corneliu Popescu, toți care se întâlnesc probabil la ceruri. Chirurgul Alexandru Eugen Nicolau a fost un apropiat al râmnicenilor. La aflarea tragicului anunț, simplii cetățeni sau foști pacienți și-au exprimat durerea pe rețelele de socializare și Spitalul Clinic de Urgență București și-a exprimat pe pagina de socializare profundul regret față de pierderea medicului Nicolau. Colegii spun că medicul va rămâne în memoria colectivă ca un profesionist de marcă, pionier în domeniul chirurgiei laparoscopice, fiind primul medic care a realizat o colecistectomie laparoscopică în Spitalul Clinic de Urgență București în decembrie 1993. De asemenea, a contribuit prin cărțile și articolele scrise la dezvoltarea literaturii medicale de specialitate și a fost un bun pedagog care a format chirurgi adevărați cu practică excepțională. Era un izvor de voie bună, venea cu povești amuzante din experiența sa, chiar și în momentele tensionate, pentru a disimula îngrijorarea, astfel încât cu el alături te simțeai întotdeauna în siguranță. Avea un spirit extrem de viu, o ținută fără cusur, un om de o eleganță desăvârșită, cu o putere de muncă remarcabilă, un real exemplu pentru cei din jur. A postat Spitalul Clinic de Urgență București pe rețeaua de socializare. Doctorul Alexandru Eugen Nicolau va fi depus la capela cimitirului Sfânta Vineri din strada Calea Griviței, București, iar înmormântarea va avea loc sâmbătă, 7 septembrie, la ora 12. Dumnezeu să-l odihnească în pace!